Compania Apaserv a anunțat pe site-ul propriu că, din cauza scăderii nivelului hidrostatic în puțurile de captare a apei pe fondul secetei prelungite, este obligată în continuare să instituie un program de furnizare a apei cu presiune scăzută în mai multe localități din județ. În municipiul Roman, apa va fi furnizată cu presiune scăzută în perioada 17-22 noiembrie, între orele 23 și 4 dimineața. O astfel de măsură a fost luată de compania Apaserv din același motiv și la începutul lunii octombrie, precum și în ultimele două săptămâni. Compania Apaserv implementează împreună cu Apele Române un proiect de deviere a Albiei râului Moldova ca soluție pentru refacerea pânzei freatice. Secătuirea pânzei freatice se produce în primul rând din cauza faptului că ultimii ani au fost secetoși. Specialiștii apreciază însă că în următoarele două săptămâni problema furnizării apei la Roman va fi rezolvată. Cu presiune scăzută este furnizată apa în perioada 17-22 noiembrie și în orașul Târgu Neamț. La Vânători, Agapia și Bălțătești, tot din cauza scăderii nivelului, se poate ajunge la sistarea totală a apei începând cu data de 17 până în data de 22 noiembrie. Un alt anunț al companiei vizează beneficiarii serviciilor din cartierul Humuleștii Noi din Târgu Neamț, unde lichidul va fi furnizat cu presiune scăzută între orele 23 și 7 și alt anunț se referă la prelungirea sistării apei potabile în satul Scăricica din comuna Alexandru cel Bun din cauza complexității unor lucrări de remediere a avariei apărute, apa fiind întreruptă și pe parcursul zilei de 18 noiembrie până la orele 20.